Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, o ediție specială în care l-avem invitat pe președintele UDMR și candidatul la prezidențiale, domnul Kelemen Hunor. Bine ați venit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. Bine v-am găsit și, bineînțeles, analistul politic și scriitorul Ion Cristoiu. Bine v-am găsit, domnul Cristoiu. Să precizăm pentru cei care se uită, dar și pentru domnul președinte. Eu spun intenție președintele partid. Poate să fie și viitor președinte, că să se transmite în direct, că transcrierea e dată pe media Fac și Gândul, dar și pe transcrierea și înregistrarea și pe Cristoiu Blog.ro, și eu am o rubrică unde selectez din citatele celebre ale invitaților, plănuiesc mai mult ca sigur. Că vom avea și în această seară citate celebre. Trebuie spus că rămâne. Adică tot încerc să vă ajut. La citate celebre. Domnul Kelemen Hunor, vom începe cu o întrebare care este foarte la zi. În primul rând, ce veți face la moțiunea de cenzură care va fi votată joi la ora 10, va fi dezbătută și votată în Parlamentul României? Suntem poate cei mai previzibili parlamentari. Așa vom face cum am spus. Am semnat și vom vota. Așa am făcut și în iunie, deci nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat din mai absolut nimic și în acest moment nu cred că mai sunt șanse de a schimba ceva. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Vom vota moțiunea de cenzură. Da. Domnul președinte, înainte de a veni, m-am documentat server despre declarațiile noastre, deci știu foarte bine. Dumneavoastră ați semnat într-adevăr moțiunea și în iunie, o semnați și acum, totuși dumneavoastră cu DMR-ul, mă refer cu guvernele PSD, chiar cu PSD-ul n-ați avut în ultimul timp, să spunem, motive de divorț. De ce sunteți așa de supărat? Nu, dar vă întreb de ce, care sunt motivele pentru care votați moțiune? Sunt chestiuni care trebuie eventual repetate. În mai, cele întâmplate în Valea Uzului m-au determinat să spun că nu putem continua împreună și am votat moțiunea de cenzură în iunie. Au trecut, nu știu, 5 luni cât a mai trecut de atunci, nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește întâmplările și mai ales ilegalitățile de acolo. Plus, eu nu mai cred că acest guvern are combustibil pentru o guvernare bună în anul care urmează. Costurile pentru a acoperi deficitul sunt foarte mari, s-a destrămat coaliția, nu văd direcția, asta este o problemă într-adevăr uriașă. Eu nu văd în ce direcție vrea să meargă acest guvern și dacă lucrurile nu merg bine, dacă ceva nu merge bine, trebuie să pui punct. Cam atât, eu nu vreau să intru în foarte, foarte multe detalii, dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat sau nu, ce nu s-a întâmplat în lunile care au trecut, altă concluzie nu pot să trag decât stop, joc și începem ceva altceva decât a fost până acum. Nu mai vreau să intru în detalii ce proiecte de legi, cum s-a comportat Ministerul de Interne, ce propunere a mai formulat Titus Corlățean, ce proiecte sunt în derulare în Parlament, nu contează. În acest moment nu văd acel combustibil, acea rezervă în această coaliție, sau, mă rog, coaliția nu mai există în guvernul PSD, care permite sau, mă rog, premisele unei guvernări bune. Nu văd. Asta spuneați la un moment dat și despre opoziție că nu părea foarte decis în ceea ce privește moțiunea de cenzură și că dacă ar vrea să facă moțiunea de cenzură așa cum ar trebui, să vină să discute cu dumneavoastră. Poate asta a fost în mai, a fost în precedentul caz de moțiune de cenzură. În acest moment eu am spus că au întârziat. Trebuia să depună în 3 septembrie, imediat după începerea sesiunii parlamentare. De ce? Au temporizat-o ca să fie cât mai repede de campania electorală, e clar, dar acest lucru nu schimbă datele problemei. Din punctul meu de vedere, în acel moment era momentul potrivit. Când începe sesiunea parlamentară, pe 20 și ceva august, Tăriceanu a ieșit de la guvernare, s-a destrămat coaliția și puteai să pui un guvern în 3 săptămâni, în 4 săptămâni, deci până la începerea lunii octombrie, care să pregătească și bugetul, să nu pierdem timpul, să nu pierdem vremea, fiindcă dacă mergem în acest ritm, noi iarăși nu vom avea buget la sfârșitul anului, nu vom avea buget la începutul anului, iarăși ne vom încurca în discuțiile pe buget undeva în februarie, în martie, ceea ce nu este bine. Nu trăim vremuri când poți să te joci cu
astfel de chestiuni. Până la urmă, pe mine, sincer, nu mă interesează nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul, UDMR-ul, da, fiindcă sunt președintele Uniunii, mă interesează ce se va întâmpla cu țara mâine, poi mâine, anul care urmează. Ce fel de guvern ați susține? Pentru că președintele Klaus Iohannis a declarat în acest weekend că își dorește un guvern de tranziție cu un premier neutru, pe când știm de cealaltă parte că USR spunea că ar merge pe varianta unor alegeri anticipate. Care este varianta pe care o vedeți dumneavoastră ideală în acest moment? Eu în discuțiile mele cu colegii din Parlament am spus că ar trebui discuția pe două paliere. Prima dată avem un an în fața noastră, un an electoral cu două rânduri de alegeri locale și parlamentare și de gestionat treburile țării. Trebuie să fixez acest obiectiv pentru anul care urmează. Un guvern care nu permite nici cheltuieli mari, nici derapaje economice și administrează țara așa cum trebuie, organizează alegerile locale și parlamentare. Asta este un mandat simplu. Nu trebuie să promiți reforme în sănătate, nu trebuie să promiți că oamenii înțeleg într-un an electoral spre sfârșitul unui mandat parlamentar, nu poți să faci minuni și să discuți pentru următorii 8 ani cu cei care vor ajunge, bineînțeles, în Parlament la un moment dat, dar poți să începi discuțiile de acum. România de mult n-a avut posibilitatea să aibă 4 ani fără alegeri, încă 4 ani fără alegeri, deci 8 ani, fiindcă în 2024, într-un singur an, vor fi organizate toate alegerile. Și pe termen lung, 8 ani, 10 ani în politică înseamnă termen lung, oamenii politici ar trebui să se gândească pe termen lung, nu de la o zi la alta. Poți să construiești ceva. Poți să construiești ceva ce nu ai făcut în anii care au trecut. Și de aceea abordarea mea era în acest sens, în această direcție. Anticipatele, serios, acum chiar lucrez și eu de foarte mult timp în această fabrică, știu exact cum funcționează mașineria. Alegerile anticipate e aproape imposibil să provoci, mai ales cu un an înainte de alegeri sau cu jumătate de an înainte de alegeri. Abordarea aceea, hai să facem o dată cu locale, nu contează ce a zis Curtea Constituțională, dar dacă noi vrem, trecem peste curte, peste deciziile curții, nu e fezabil pentru mine. Deci, alegerile parlamentare vor fi anul viitor, undeva prin noiembrie, alegerile locale sfârșit de mai, început de iunie. Trebuie gestionată această perioadă corect. Atât, nu trebuie să promiți altceva. Ce guvern? Cei care au anunțat că sunt gata pentru a prelua guvernarea, Partidul Național Liberal, au anunțat și au depus, au inițiat moțiunea de cenzură, au responsabilitatea de a prelua guvernarea dacă pică actualul guvern. Noi trebuie să-i ajutăm pe ei și în urma discuțiilor vom vedea în ce mod putem să-i ajutăm. Dar mai mult în acest moment mi-e greu să spun, fiindcă n-au fost discuții, n-au fost negocieri. Ludovic Orban mi-a zis foarte corect, foarte onest, acum 3 săptămâni când ne-am întâlnit, sau ceva de genul, 2 săptămâni, nu mai știu, că el va fi propunerea PNL-ului. Au luat o decizie în forurile lor de conducere, propunerea lor e Ludovic Orban. I-am spus, bine, asta e treaba voastră. Dar este clar că nu rămâne țara fără guvern. Deci asta este clar. Cineva trebuie. Orice om politic, dacă vrea să dea jos guvernul, trebuie să fie conștient că urmează să participe la guvernare sau să susțină un guvern. Să ajute pe cei care vor intra la guvernare. Nu poți în mod responsabil să spui că dau jos guvernul, dar nu mă interesează ce se întâmplă a doua zi. Eu de aceea am spus și în iunie, vrem să știm cine va fi primul ministru, cine va fi propunerea lor pentru prim-ministru, cam cu ce program vin. Am spus și acum un an de zile, fiindcă în fiecare sesiune a existat o propunere sau o moțiune de cenzură, dar niciodată nu a fost nicio șansă să fie dărâmat guvernul, fiindcă PSD și ALDE matematic aveau majoritate. Credeți că Pro-România și ALDE va fi de acord cu această variantă în care Ludovic Orban să fie propunerea pentru premier? Nu știu, n-am discutat cu ei deloc. N-am discutat absolut deloc cu cei din Pro-România. Domnul președinte, puteți primul politician minim responsabil care precizează că nu poți să depui moțiune de cenzură în sine. Ce se întâmplă acum în patru luni, este aberant. Și domnul Orban tot spun să vedem după. Eu vă întreb, foarte important, domnul președinte a lansat la Iași termenul de guvern de tranziție, ce știți foarte bine, nu există cel de tranziție. Spuneți-mi, nou guvern, care va fi minoritar clar, minoritar în
poate ca alcătuire, va beneficia, și vă câteva întrebări, va beneficia sau nu la investire de voturi noastre? În principiu, da, dar trebuie să vedem cine sunt miniștri și ce program de guvernare există. Bun, deci nu dați în alb. Alb nu dau niciodată. Bun. Alb, cec în alb. Foarte... Nu. În politică nu dăm cec în alb. Dar în principiu, da. Dumneavoastră a spus, am văzut și în altă parte, că bine ar fi ca acest guvern să nu dea ordonanțe de urgență. Absolut, deci fără ordonanțe de urgență. Păi stați un pic. El totuși devine guvern prin puneți o condiție a votului ca el să nu fie guvern cu puteri de pline sau îi sfătuiți? Eu am această idee fixă, recunosc că fără ordonanțe de urgență de câțiva ani. Și eu cred că mai ales într-o perioadă de scurtă durată de un an de zile, mai ales un guvern minoritar, dacă nu vrea să fie dat jos foarte repede, fiindcă acest lucru se poate face, nu de ordonanțe de urgență. În ce domeniu să dea ordonanțe de urgență? Spuneți-mi și mie acum o urgență în România pentru care trebuie să dai ordonanțe de urgență. Dacă vrei să dai în domeniul justiției, înseamnă că n-ai înțeles nimic și nu respecti voința celor care la referendum s-au dus și au spus da, inclusiv eu așa am votat. Dacă vrei să dai pentru alegeri locale, primari în două tururi, haideți să fim serioși. Am criticat de fiecare dată pe cei care au modificat legea electorală prin ordonanțe de urgență. Dacă nu există vreo catastrofă, Doamne ferește, dacă nu există vreo situație de urgență, nu trebuie să dai ordonanțe de urgență. Ar trebui să decupe. Deci eu o să spun acest lucru și când vom ajunge acolo, dar încă nu am ajuns. Da, nu. În principiu trebuie să așteptăm. Mine m-a interesat, dumneavoastră a spus destul de prudent în legătură cu nouul guvern, în ultima vreme, sper că nu m-am înșelat, deja sunteți de acord să sprijiniți. Problema este că sunteți de acord că din punct de vedere parlamentar nu puteți să-i obligați să nu dea ordonanțe de urgență. Nu pot și degeaba... Deci nu putem să facem. Trebuie să spulberăm. Deci, guvern de tranziție nu există. Trebuie să fie guvern. O discuție foarte corectă și foarte sinceră. Degeaba am promit că a doua zi, dacă vin cu ordonanțe de urgență, cum s-a mai întâmplat în această țară, eu ce pot să fac? Mă enervez? Am înțeles, dar nu se poate constituțional, nu se poate. Nu se poate constituțional, da, absolut. Deci constituțional nu se poate. Acest instrument constituțional stă la dispoziția guvernului, că e pentru jumătate de an, pentru un an, nu contează. Nu poate să dea cel care rămâne după ce pică guvernul actual, pentru perioada aceea scurtă. Acolo vreau să lămurim ce știți și noastră, ce știți. Deci, nu există guvern de tranziție. Asta poate fi și de tranziție, adică un guvern care el va fi un guvern plin până la absolut, cu toate absolut, de absolut. Dar vă dați seama că în Parlament pentru un astfel de guvern permanent va exista pericolul moțiunii de cenzură. În martie poți să dai, în februarie poți să dai, în aprilie poți să dai și va trece. Nu va fi o problemă. Am înțeles. Pentru că veți avea și dați-mi voie să vă întrebați. Vom avea argumente. Domnul președinte. Eu nu știu unii Valea Uzului și chiar am rămas surprins de, iertați-mă, de tot acest... Cunosc bine situația cimitirilor militare chiar din Rusia. Spuneți-mi de ce v-a afectat, de ce v-a supărat atât de tare și prin ce e vinovat guvernul PSD cu Valea Uzului? În primul rând, cei care au inițiat această intervenție nu au fost sinceri, nu au fost transparenți și nu au fost corecți. Nu au cerut avize. Dacă ei ar fi cerut avize așa cum scrie legea, atunci poate că am fi ajuns mai repede la o soluție corectă. Ei au intervenit într-un cimitir unde, din punctul nostru de vedere, nu trebuia să intervină niciun fel. Era și în administrarea Comunei Sân Martin, n-au cerut voie. Cum aș veni eu la dumneavoastră în curte, aș construi ceva, când mă prindeți construind ceva ilegal, mă supăr eu că m-ați prins. Pe de o parte. Pe de altă parte, fiind vorba despre un cimitir militar, toate părțile trebuie implicate în discuție, așa cum e normal, cum se întâmplă peste tot în Europa. Da, e loc... Și la Stalingrad, ceva ce... Da, e loc pentru toată lumea, și pentru cei care trăiesc, și pentru cei care au murit. Dar nu unii peste alții, ci unii lângă alții. Noi am propus, extindeți, deschideți o nouă parcelă, faceți o investigație arheologică. E loc acolo să mai deschizi, fiindcă așa s-a întâmplat în foarte multe locuri. Au fost deschise parcele pentru fiecare armată, pentru fiecare națiune, pentru toți cei care au murit în aceste două războaie mondiale sau în alte războaie.
Și nu trebuie să treci peste cimitirul construit, întreținut în Valea Uzului. Nu vreau să intru în alte detalii. De ce nu te-ai îngrijit de cimitirul care este în Poiana Uzului? Ăla nu te interesează. Te interesează după 30 de ani acest loc, fiindcă acolo, într-adevăr, după 1993, Comuna San Martin a avut grijă de cimitir. A fost un loc unde mergeau maghiarii din Harghita și din Covasna, comemorau eroi și cu asta basta. A fost un loc unde se duceau, dar nimeni până în 93 nu s-a interesat de acel cimitir în mod real și până în 2018, până în 2019, cei din Dărmănești deloc. Deci, eu am propus și o soluție la un moment dat. Am spus, schimbați prefectul, că prefectul trebuia să intervină, vedeți cum, în ce mod sancționați pe primarul din Dărmănești care a făcut totul ilegal și cum restabiliți situația inițială. Și după aceea, prin discuții, se poate ajunge la această soluție deschizând o nouă parcelă, fiindcă acolo în vale este loc pentru toți. Deci asta era propunerea noastră, onestă, corectă, fără jigniri, fără alte... Nu putem împărți trecutul. Eu nu vreau să împărțim, că nu se poate. Dar eu cred că viitorul totuși ar trebui să proiectăm împreună, pe bază de respect și încredere. Da. Asta era propunerea noastră, fără multe alte discuții. Domnul președinte, deci încă o dată, și sunt unul din analiștii care nu a marșat niciodată Și răspunsul, guvernul nu a respectat legea, autoritățile nu au respectat legea, guvernul trebuie să impună respectarea legii. Dacă guvernul nu este în stare, de ce să mai stea... A fost... Partea maghiară, nu vor, și aceste vă răpun și părți în mâine, pentru Dumnezeu, de ce e așa de important încât dumneavoastră să semnați o moțiune de ce? De ce atât? De ce? Spuneți-mi, convingeți-mă, nu că... Sentimental, vă dați seama. Deci, e singurul cimitir care are această problemă din România? Nu încerc să explicați în punctul ăsta de vedere. Nu tu cunosc toate cimitirele militare din această țară. Adică de ce pentru minoritatea maghiară cimitirul ăla e un simbol, ca să înțelegem noi? Fiindcă a fost o bătălie și nu era între armata română și armata austro-ungară, era între armata rusă și armata austro-ungară în 1916, dacă nu mă înșel. Și sentimental, oamenii sunt legați acolo, au murit maghiarii din acea armată. Deci există în comunitatea maghiară acest cimitir e simbol, ca să înțelegi? Da, este un simbol sentimental, oamenii sunt legați, cum orice om este legat de... Și guvernul României, prin ce e vinovat? Credeți că a făcut el de nadis? Că nu a impus respectarea legii. Și de ce n-a impus? Asta nu știu, asta trebuie să-i întrebați pe... Ați avut o discuție? Eu am avut multe discuții. Și ce spun? Că sunt curios. Mare lucru nu au zis. Au oprit la un moment dat inaugurarea cimitirului înainte de alegerile europarlamentare, după care au permis intrarea preoților și celor care au organizat pe 6 iunie, dacă nu mă înșel acolo, acel eveniment. Eu și cu 10 minute înainte de scandal am vorbit cu ministrul de interne și am rugat-o pe doamna ministru, opriți, aveți jandarmi acolo, să nu se întâmple ce s-a întâmplat la 10-15 minute după discuția noastră. Eu am o părere mai bună despre jandarmi. Dacă ei primesc ordin, știu ce să facă. Dacă nu primesc ordin, cum se vede în toate pozele, în toate înregistrările, au și ajutat-o pe cei care mergeau acolo. Deci am avut aceste discuții, răspuns coerent, corect, nu am primit. A fost la un moment dat undeva în iunie, spre sfârșitul iunie sau început de iulie, o discuție între reprezentanții Ministerului Apărării de la noi și reprezentanții Ministerului Apărării din Ungaria. Noi am spus acum specialiștii să se înțeleagă. Dacă specialiștii ajung la o înțelegere, fiindcă este, până la urmă, o treabă militară înainte de orice, așa cum scrie și regulamentul, și legea, și cutuma europeană, atunci noi vom susține acea soluție. S-au întâlnit odată, trebuia să se întâlnească în septembrie, partea română a amânat întâlnirea, spunând că nu au primit răspuns de la italieni, de la austrieci, de la nu știu cine mai trebuia să vină. Au amânat fără să spună până la ce dată. Deci văd iarăși acest obicei dâmbovițean de a amâna, de a rostogoli, de a nu clarifica o situație. Din punctul meu de vedere este o situație foarte limpede și foarte clară, fiindcă există și o soluție corectă în care nu-i deranjez pe nimeni, nici pe unii, nici pe alții, deschizând o nouă parcelă. Domnul Hunor, a fost în perioada aceea? Puneți-mi,
Eu voi aborda asta pentru că, repet, chiar aveți în față un om care chiar nu înțelege, și apropo de guvern, adică chiar nu înțelege. E un cimitir, oamenii au murit acolo, să pot trăi în pace, nu pot trăi, pot dormi în pace, toți, bun. Puneți-mi un da, da, cum, repet, la Roșoga, nu, lângă Stalingă, și în alte locuri, chiar din Rusia. Spuneți-mi la ce întrebare nu va răspunde doamna Dăncilă, să o întrebăm noi. Mă rog, nu au nu fost, așa, din... au fost multe discuții și înainte de alegerile europarlamentare și după, dar la acea întrebare de ce nu opriți, de ce nu interveniți pentru respectarea legii, nu am primit niciun răspuns la un moment dat. Au dat niște amenzi, sigur, aceste amenzi... Dar puteau, dumneavoastră, spuneți că puteau să oprească... Da, absolut, în aprilie. Când noi am semnalizat în aprilie, încă se putea opri. Noi în aprilie am aflat de toate povestea asta. Eu am înțeles că totul a început anul trecut undeva, dar nu s-a finalizat. Deci vă referi la faptul că jandarmii puteau să intervină dacă... În iunie. Știți că a fost scandalul în perioada aceea, mă scuzați că vă întrerup, care spuneau ceva de genul că acest scandal a părut convenabil înainte de alegerile europarlamentare pentru că UDMR să se poată delimita de PSD. E o prostie cât casa. Deci nu noi am inventat construcția acolo. Nu noi am intervenit. Deci noi până în aprilie nici nu știam că există acolo intenția de a construi ceva în acel cimitir. Deci, nu, chiar nu pot discuta despre lucruri care nu se leagă. Nu noi am inventat, nu noi am aruncat în această campanie acest subiect. Era un primar ALDE, era un prefect ALDE, e un secretar de stat care era sau este de la ALDE, e un secretar general care e un om cunoscut la noi în zonă, fiindcă a fost și prefect de Covasna. Ei au făcut toată povestea asta. Dar a fost mai nu bine noi. Pentru UDMR faptul că s-a delimitat de PSD la europarlamentare, având în vedere că ați avut și acel plus de 0,3% la europarlamentare? Eu nu știu dacă era sau nu în acel moment, fiindcă, vedeți, astfel de acțiuni, ca să aibă un efect consistent, nu poți să faci cu câteva zile înainte de alegeri. Noi am făcut cu câteva zile înainte de alegeri. Trebuie să lași 2-3 săptămâni. Cel puțin asta este experiența noastră politică. Eu pot să vă spun că în comunitatea maghiară acest guvern nu este văzut foarte, foarte bine. Nu vreau să vă dau un procent, fiindcă e un procent foarte mare care nu au încredere în acest guvern în acest moment, dar n-au avut încredere nici în mai și Valea Uzului a mai stricat mult, mult, mult din ce se putea face pentru comunitatea maghiară și pentru țară. Cu excepția, chiar sunt surprins, cu excepția Văii Uzului, din câte știu, mai ales după 2016, guvernul PSD nu a fost atât de ostil că știu. Nu a fost, nu. Deci, dar de ce prin ce nemulțumită deci, comunitatea maghiară? Spuneți. Domnul Cristuie, ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Când investești, când asfaltezi, când construiești, e vorba de chestiuni materiale. Când intervine ceva sentimental, dispare tot ce s-a făcut înainte. Deci în politică, dacă nu există sentimental o apropiere de o anumită guvernare, de o anumită ideologie sau de o anumită abordare a problemelor societății, cu asfalt și cu betoane nu poți să câștigi alegerile. Nu poți să câștigi pe oameni. Trebuie să existe și ceva care e din punct de vedere sentimental și aici ei au greșit. Ei au greșit, au ostilizat comunitatea maghiară în momentul când totul în Valea Uzului s-a stricat. În rest, sigur că noi am încercat să punem în aplicare acea înțelegere parlamentară prin care am susținut anumite proiecte de legi și PSD-ul de a mai susținut câteva lucruri importante, am mai schimbat și în legea învățământului, deci acolo lucrurile au mers destul de bine. Deci, ziceți că Valea Uzului a constituit momentul de rupere. Da, absolut. Întrebare. Dacă mă uit la declarațiile PNL, Rareș Bogdan, Mihai Neamțu sau chiar Ludovic Orban, din perioada anterioară, ei au fost mult mai anti-UDMR și anti-nadocitate, anti-unor, decât ale PSD-ului. Acum vă apropiați de ei? Dacă sunt împotriva mea, sunt om politic, nu mă supăr. Mă supăr când am mandat să mă supăr, cum se spune.
când ei atacă comunitatea maghiară, atunci mă supăr. Dar au fost. Nu e o chestiune personală. Da, ei au atacat la Curtea Constituțională toate proiectele de legi, legile votate în Parlament, care aveau măcar o singură frază, inclusiv codul administrativ, pentru comunitatea maghiară. Ceea ce nu e bine, dar mai știu încă un lucru. De fiecare dată când un partid ajunge în opoziție, încearcă să folosească cartea maghiară și PSD-ul a făcut când era în opoziție și noi eram la guvernare, deci nu există nicio diferență din acest punct de vedere. Când ajung la guvernare devin mai responsabili. Și aici eu nu vreau să vorbesc nici despre Rareș Bogdan, nici despre altcineva. Ludovic Orban a devenit un pic mai reținut în ultima perioadă și când vor avea responsabilitatea guvernării, atunci asigur că și comportamentul lor se va schimba. Este adevărat, după ce a dispărut România Mare, ăștia din România Mare s-au împrăștiat în toate partidele românești. Aici, dacă vreți, putem lua bucată cu bucată. În fiecare partid există voci când e nevoie, între ghilimele, sau când apare vreo chestiune, că apar și ei și mai pun gaz pe foc. Dar eu cred că la o adică noi ar trebui să găsim cu toate partidele românești, așa cum am încercat, o bază de discuție. Să nu fie chestiunea minorității maghiare permanent în mijlocul războaielor politice. Poți să te războiești pe multe, multe alte aspecte, de la sănătate și până la infrastructură, de la mediu până la sistemul social, cât vrei. Ar trebui să scoatem, dacă se poate, printr-un pact național, chestiunea minorităților naționale din această luptă politică internă. Nu mai câștigi. Eu nu cred că mai câștige voturi în zona românească. N-am citit până acum această declarație. E o premieră? Sau ați mai zis-o? Eu am mai zis acum. Da, dar nu au trecut neobservat. Acum e chiar o știre. Deci propuneți un pact? Am propus și în 2015. Acum propun, nu ăla cu să nu se certe între ei candidați. Să fie un pact în care scris sau un pact? Eu am propus scris, haideți, drepturile câștigate nu se ating prin fel de fel de legi, ordonanțe, hotărâri de guvern. Dar nici nu lasă să nu cereți mai multe. Și orice, orice pas înainte se face prin discuție cu toată lumea, indiferent că sunt la putere sau sunt în opoziție, ca să nu fie permanent un motiv de a ataca pe celălalt. Fiindcă asta a făcut PNL-ul și USR-ul și PMP-ul în această perioadă, când n-au avut alte idei, atunci au atacat pe PSD și pe ALDE cu chestiunea minorității maghiare. Deci, partea de două puncte. Unu, tot ce s-a câștigat până acum pe 8 decembrie să nu mai fie pus în discuții, indiferent cine vine la putere. Și orice pas înainte se face pe o dezbatere transparentă cu toată lumea. Din lupta politică dintre partidele românești să se excludă folosirea... Bun, și ultima întrebare din partea mea. Spune cu Valea Uzului. Credeți, vă așteptați ca guvernul nou PNL să rezolve această chestiune? Puneți una din condiții la vot pentru acest guvern sau nu? Noi am introdus în moțiunea de cenzură din iunie o frază legată de respectarea legii, inclusiv în ceea ce privește Valea Uzului. Și eu sunt convins că orice guvern responsabil, când trece valul electoral, trebuie să se ocupe și trebuie să rezolve această problemă. Indiferent cine va fi la guvernare, eu nu știu cine va câștiga alegerile de anul viitor. E vorba de guvernul de acum, minoritar. De guvern minoritar. Nu vă așteptați. Nu vă așteptați până... Dacă ei sunt responsabili, trebuie să ai și curaj în politică, fiindcă cei care au avut curaj permanent au câștigat și să spui, domnule, rezolvăm. Nu pierde nimeni. Nu ei. Nimic de la nimeni dacă rezolvi problema și ai închis un subiect care permanent revine, permanent revine și nu este comod pentru nimeni. Nu cred că pentru români este ceva comod, pentru oameni responsabili, pentru politicieni români. Nici pentru noi nu este ceva comod să discutăm permanent când noi am putea pune toată această energie pentru a construi ceva în această țară. Că și noi vrem o țară mai bună, nu vrem o țară mai puțin bună. Ați ridicat o problemă interesantă la începutul emisiunii, cea legată de bugetul pentru anul viitor. Domnul ministru de Finanțe a declarat în acest weekend că dacă va cădea guvernul PSD, cu siguranță nu vom avea un buget pentru anul viitor, pentru că va ieși
un haos și nu va avea cine să îl treacă. În calitate de președinte al UDMR, în calitate de membru în Parlament, dar și de viitor candidat la prezidențiale, cum ați vedea această problemă rezolvată? Ca de guvernul PSD, vom avea acest guvern care de-abia se va acomoda într-o perioadă în care ar trebui deja discutat bugetul. Trebuie discutat mai de mult, că în foarte multe țări, în august, în septembrie, se închide acest capitol. Eu cred că în această țară mai sunt oameni care știu să facă un buget în afară de domnul ministru Teodorovici. Cu tot respectul pentru el, nu cred că e singurul în această țară care știe să închidă un buget. Eu cred că sunt specialiști în minister, în partide și se va face un buget, dar se va face cu întârziere. Oricum, el până la această oră nu a venit nici măcar cu un proiect de buget. Nu știm dacă la rectificare se va mai întâmpla ceva, că trebuie încă o rectificare, nu se poate. Anul trecut nu a reușit să vină până la sfârșitul anului cu un proiect de buget, dar și nu am nicio premisă să cred că în acest moment a rămas singurul om în această țară care se pricepe la buget. Nu, sunt mulți specialiști, se va face, sigur, când pleacă un guvern, vine un alt guvern, face un proiect de buget relativ repede dacă este pregătit acel partid pentru guvernare. Deci nu mi-e frică de acest lucru. Că el zicea că dacă nu este el, nimeni nu e în stare să închide bugetul. Haideți totuși să nu exagerăm. Chiar și cu acea gaură de peste 8 miliarde de lei. Știți care este problema cu acea gaură? Noi avem încă un spațiu destul de larg. Datoria publică nu este foarte mare. Deci nu am depășit încă pragul, nici nu suntem aproape de pragul critic. Deci putem să luăm bani de pe piață, dar depinde cu ce costuri luăm. Până când există conflict politic, până când nu se știe cine guvernează, până când nu se știe cine este responsabil pentru guvernare, rămâne o lipsă de încredere pe piețele financiare și costurile cresc. Noi deja împrumutăm cu o dobândă de peste 4%. Toți în jurul nostru primesc bani cu 1, maxim 2,3, 2,4. Noi la 4,4, la 4,5 nu reușim să atragem. Deci, sunt costuri uriașe și aceste costuri cresc dacă nu se știe că există o forță politică, există un guvern stabil și predictibil. Asta este problema. Nu că nu am avea un spațiu fiscal destul de larg în continuare, că există. Acest lucru există. Dar costurile cresc. Cresc și în 2020 partea cu cheltuielile rigide din buget au crescut, se apropie de pragul critic, de 80%, au trecut de 70% și trebuie să găsești și trebuie să încerci să rezolvi problema veniturilor bugetare. Noi în acest moment suntem pe ultimul loc și bulgarii sunt în fața noastră în ceea ce privește veniturile fiscale. Ne mai vorbim de TVA. Deci sunt multe, multe probleme pe care nu le-a rezolvat domnul Teodorovici și nu cred că a rămas singurul om în această țară care știe să facă buget. Nu, asta e sigur. În această dezbatere, domnule, trebuie să rămânem noi acolo, că altfel pică țara și nu vom avea buget, nu stă în picioare. Da. Ultima întrebare din partea mea pe tema relației româno-maghiare. Apropo de sensibilitatea comunității maghiare, o știu și a UDMR, vă dau citire unei știri care a fost interpretată de unii ca fiind, exprimând o realitate ciudată. Aproximativ 500 de militari din MAPN, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și SPP, vor participa în perioada 7-13 octombrie la exercițiul interinstituțional Concordia 19 în județele Covadna și Harghita. Au fost jurnaliști, și nu dintre cei naționaliști, care au văzut în asta ca o manevră a statului român în ca un răspuns la acțiunile, spun ei, citez ghilimele, lui Victor Orban în Ardeal. Nu vorbesc de Victor Orban. Știați de aceste manevre? Vi se par normale? Comunitatea maghiară din zona respectivă știe? E liniștită? Noi am aflat când au anunțat acum câteva zile, cred că vineri sau sâmbătă, când au anunțat generalul Botea, dacă nu mă înșel, și a zis că urmează acest exercițiu. Împotriva unui război hibrid, atenție. Da. Deci, și aici începe toată problema. Mă rog, deci, armata, sigur, trebuie să facă exerciții pe teritoriul țării.
Acest general a dat o explicație absolut inacceptabilă din punctul meu de vedere. A vorbit de Donbas și a vorbit de Osetia de Sud, unde au fost situații similare. Deci a dat aceste două chestiuni. Acolo s-a purtat războaie de toată, între ghilimele, frumusețea. Noi nu suntem în această situație. Dacă cineva din conducerea armatei vede în secuime o problemă de genul Osetia de Sud sau Donbas, eu cred că n-a înțeles nimic sau încearcă să manipuleze ceva. Deci este doctrina lui Ceaușescu. Nu poți să ai încredere în maghiar, nu poți să ai încredere în secui. Ei reprezintă o amenințare la securitatea națională. Nu putem accepta așa ceva. Deci, din punctul meu de vedere, este o abordare greșită. Statul român, dacă nu poate oferi altceva decât exerciții militare pe războaie hibride în secuime, nici măcar nu este la granița cu Ucraina, hai să spunem, sau undeva la marginea României, este în mijlocul țării. Dacă asta este singura ofertă a statului român, nu e bine. De ce nu construiești? De ce nu vii cu o ofertă credibilă pentru cele două județe, pentru acea regiune? De 30 de ani ne chinuim, nu există infrastructură, fără infrastructură nu vin investitorii. Noi suntem acuzați că nu aducem investitori. Unde să aduci dacă nu vrei să construiești nimic? Dacă nu vrei să construiești autostrăzi, dacă nu vrei să modernizezi calea ferată? Deci, din punctul meu de vedere, este o abordare total greșită. Oamenii sunt extrem de nervoși în Harghita și Covasna, fiindcă ei au următorul sentiment. Domnul președinte, dați un pic, m-ați văzut o știre, nu v-am mai auzit. Ați mai pronunțat până acum, nu? Ce anume? În legătură cu acestul... Nu m-am pronunțat, fiindcă nici nu m-am fost întrebat și nici nu am avut ocazia. Nu am vrut să fac la o conferință de presă sâmbătă sau duminică la Arad, când am avut conferință de presă. Dar vă spun, oamenii spun, doamne, de ce statul român nu are încredere în noi nici acum, după 100 de ani, după 30 de ani? Suntem oameni care muncim, plătim taxele, nu am plecat din această țară, construim cât putem construi și nu vom pleca, nu vrem să plecăm. De ce trebuie război hibrid? Pentru ce? Pentru, fiindcă, mai ales când ai aceste exemple din Donbas și din Osetia de Sud, înseamnă că ai în gândul tău ceva, că oamenii vor să facă acolo o diversiune. Nu este corect. Nu este știre, corect. Deci dumneavoastră, UDMR, vorbiți în numele considerat și al comunității maghiare, că această, cum îi spune ei, operațiune, exercițiu, care este inacceptabil, greșit, cum caracterizezi? Inacceptabil, greșit, o abordare absolut incorrectă față de acea comunitate din Harghita și din Covasna, față de maghiarii de acolo. Au mai fost astfel de exerciții undeva în țară? Nu. Nu. Da. Ok. Suntem noi o fostă republică din Uniunea Sovietică? Nu. Suntem vecini cu Rusia? Nu. Au fost astfel de intervenții din partea Rusiei, cum a fost Osetia de Sud în Donbas? Nu. Atunci, de ce faci chestia asta? Ce vrei să demonstrezi? Vrei să transmiți că nu ai încredere în acea comunitate, în maghiarii din cele două județe? Cu asta transmiți. Nu transmiți altceva. Chestia aia că avem o colaborare foarte bună, interinstituțională, vrem să facem nu știu ce. Ok, bine. Dar e o abordare greșită. Domnul președinte, sunt aici instituții de forță din România, numai MAPN. Credeți că de acest exercițiu a fost planificat, inițiat, de guvern, de președinție, de exact. Oricum, știrea este aceasta. Dumneavoastră, în chip oficial... Eu am văzut vineri sau sâmbătă când au ieșit și au anunțat că până acum noi nu am știut. Eu am aflat de la primarii din zonă care au primit o înștiințare în acea zi, spunând că va fi un exercițiu militar, liniștiți-i pe cetățeni. Asta e o știre, cum a primit așa ceva? De ce se liniște? Bun, deci, oficial, repet, dumneavoastră, Kelemen Hunor, în numele UDMR și Comunității Maghiare, considerați inacceptabilă, greșită această operațiune de război cu hibrid? Cu această explicație. Cu această explicație. Cu această explicație, fiindcă acea explicație contează. Corect. Fiindcă armata să facă exerciții, asta se face peste tot în lume, e ok, aici nu ai ce să spui. Și nici nu trebuie să spui că de aceea e armată. Dar explicația, exemplele date pe războaie hibride, care nu au fost doar războaie hibride, ci războaie
cu forțele armate în Osetia de Sud și în Donbass e greșit. Să întrebăm mâine pe doamna Dăncilă legat de acest exercițiu. Nu știu, trebuie să întrebăm, că cineva trebuie să ne răspunde. Eu nu am răspuns, fiindcă nu am informații, dar nu cred că este o abordare corectă și nu am nicio problemă cu exercițiile militare, doar cu explicația și locul. Domnul Kelemen Hunor, sunteți în cursa prezidențială pentru a treia oară. În 2009 ați avut un scor de 3,83%, în 2014 un scor de 3,47%. Care credeți că este scorul pe care îl veți avea în acest an la alegerile? Știți, ar fi bine să intre în turul 2, dar acum... dumneavoastră și domnul paleologul. Da, asta ar fi pentru România varianta câștigătoare, indiferent dacă ar câștiga Toader sau aș câștiga eu, România are și în câștig de cauză 100%. Dar noi știm cum e cu chestiunea votului util, noi știm dacă prezidențialele nu sunt cuplate cu parlamentare, există această diferență. Noi în această campanie vrem să transmitem un mesaj de viitor, un mesaj pentru ambele comunități, pentru fiecare cetățean și sper că putem demola din prejudecăți. Putem să readucem respectul și încrederea sau ceva din încredere putem să readucem în societatea noastră, inclusiv între comunitatea noastră și majoritatea românească. Fără respect, fără încredere, nu poți să construiești nimic. Nu poți să faci nimic. Nici o familie, nici o prietenie nu se poate lega dacă nu există respect și încredere. În acest moment, pe oricine întrebați, spune că simte lipsa de respect din partea statului. Dacă omul vede că legea nu este respectată și rămâne fără consecințe, imediat pune întrebarea, dacă nu respectă statul, dacă nu este în stare să impună respectarea legii, eu ca cetățean ce ar trebui să fac? Să plec sau să caut portițe mici? Nu există încredere. Dacă nu există încredere, cele două țări, cele două națiuni mari care sunt caracterizate de un grad înalt de încredere în societate, Germania și Japonia, uite, două societăți de succes. La noi lipsește această... E mai important decât banul. E o chestiune extrem de importantă, acest capital social, respectul și încrederea. Cine credeți că ar avea respectul și încrederea în ideea în care dumneavoastră nu ați ajunge în turul al doilea? Cui ați oferi această? Avem, vom vedea atunci. E o întrebare la care astăzi nu putem răspunde, fiindcă vrem să credem că toți pornim cu acea șansă în această luptă electorală. Sigur, de fiecare dată președintele în exercițiu are un avantaj. Domnul președinte, a spus undeva că, referindu-se la Klaus Iohannis, că domnia sa și-a pierdut jumătate din voturile minorității maghiare din 2014. Așa da, corect. Deci, de ce? Cum vă explicați? Spuneți-mi mai pe larg. Noi am văzut în 2014 și am făcut și măsurători post-electorale. Facem de după fiecare alegeri. Cam 82-83% dintre maghiarii care au ieșit la vot l-au votat pe Klaus Iohannis. Am făcut un sondaj acum, după alegerile europarlamentare, stă undeva la 40%, cam jumătate a pierdut. Nu a făcut niciun gest către comunitatea maghiară în această perioadă cu această lipsă de implicare, se poate explica. Față de alți președinți n-a făcut? Sau? Președintele, da. Față de alți? Față de alți. Acum pot să vă dau exemple, nu asta este problema. Fiindcă dacă vorbim de Constantinescu, vorbim de Iliescu în al doilea mandat, nu în primul mandat, vorbim de Băsescu cu toate supărările și nemulțumirile mele față de Băsescu, e singurul președinte care nu a dat nici măcar un mesaj de 15 martie. Nu e un capăt de lume, dar oamenii rețin acest lucru. La iertați-mă încă o întrebare în legătură cu... Și a atacat foarte multe legi care, la Curtea Constituțională, legea învățământului, codul administrativ, dacă vă uitați la sesizarea instituției prezidențiale, fiindcă nu vreau să spun că președintele a scris acea sesizare la Curtea Constituțională, veți găsi vreo 8 pagini care vorbește în acea sesizare de 40 de pagini, 9 pagini despre chestiunea folosirii limbii materne în administrația locală. Acum o să-mi spuneți că un președinte german este mai naționalitic decât un președinte. Nu. Deci nu asta zic. Eu zic că nu
s-a interesat, nu a făcut niciun gest. Deci este o constatare. Nu dar vreau ca să președinte, fac eu, că am propus un cod, am propus un pact. Eu fac o constatare. Nu intru în apreciere. Bun. Am înțeles. Asta a fost față de comunitatea maghiară. Dar în legătură cu domnia sa ca președinte, a spus undeva că domnia sa a fost numai un pompier și a zis și atunci. Nu, de ce credeți? Pompier atomic. Da, ce înseamnă asta de pe dumneavoastră? Adică a fost sau nu a fost numai pompier? El s-a autocaracterizat ca și un pompier atomic. Eu am spus că președintele nu trebuie să fie un pompier. Pompierii sunt pompieri. Se ocupă de incendii. Președintele trebuie să fie un lider care știe în ce direcție vrea să conducă țara și conduce țara, dă și un model, fiindcă nu toate atribuțiile constituționale pot fi exercitate așa de la o zi la alta, dar dacă tu reprezinți un model pentru societate, ai o viziune, schimbi mentalitatea societății. Eu, de exemplu, nu știu care este politica de externe a României. Dacă dumneavoastră știți, ar fi bine să vorbim de ce suntem noi ca și călărețul singuratic pe marginea Mării Negre, fără să avem... De ce lipsim noi din Balcanii de Vest? De ce nu suntem prezenți în colaborarea asta din centrul și estul Europei? Aici eu văd o lipsă de implicare a președintelui. Bun, întrebare. Poate că dacă avea guvernul lui, era mai bine. Nu știu, nu-mi dau seama. O întrebare. Am văzut părerea noastră despre Victor Orban, sunt de acord ca personalitate. Spuneți-mi, în România ar fi fost posibil un Victor Orban ca politică în raport cu Uniunea Europeană? Nu, am avut un om politic de calibrul lui, deci nu era posibil. Că pentru asta trebuie să ai un om de, cu talentul lui, cu calitățile lui și, bineînțeles, cu majoritatea cu care a fost ales de 3 ori. Atunci deci noi n-am avut România un astfel de lider. Putea nu. Sau poate să fie Ungaria de acum în raporturile internaționale? Nu trebuie să fie și nu trebuie să te uiți nici la Ungaria, nici la Polonia, nici la Slovacia. Trebuie să știi pentru țara ta ce este mai bine. Cum poți să gestionezi relațiile internaționale, multilaterale, bilaterale, în Uniunea Europeană, în așa fel încât națiunea ta, țara ta, să iasă în câștig de cauză. Asta e. Noi, în ultima perioadă, inclusiv în perioada lui Băsescu, n-am avut un astfel de lider. Din păcate. Din păcate. Ce credeți că s-a întâmplat în acest an? Ați declarat și dumneavoastră la alegerile europarlamentare, ați avut un plus de aproape 180.000 de voturi care au venit din comunități românești. Unde... Nu, 180.000, ar fi fost bine să vină 180.000 din comunitățile românești. Au fost în plus față de ultimele alegeri? Au fost în jur de 20-30.000 în plus în vechiul regat, cum spunem noi. Cum vă explicați această... O mobilizare mai mare decât în alte rânduri. Eu am avut 39.000, 38.000 în 2014, de exemplu, la prezidențiale, în zonele unde nu trăiesc maghiarii și mă bucur că am avut aceste voturi și sper că vom avea voturi din ce în ce mai multe, fiindcă eu nu văd nicio chestiune de imoralitate sau ilegalitate să obții voturi de la români, cum și maghiarii din când în când mai votează cu partidele românești și nu văd că ar fi o chestiune iarăși imorală. Noi am pus reprezentanți în secții de votare mult mai mult decât făceam în alte dăți. Încercăm să punem în continuare reprezentanți în secțiile de votare. Noi am adunat, de exemplu, în Gorj peste 3.000 de semnături în această perioadă când era vorba de a aduna semnăturile de susținere pentru candidatura mea. Asta nu, că o să aveți și la alegerile de acum, da, în Gorj. Și sper că eu mă voi adresa și românilor. Deci la alegerile prezidențiale chiar ar fi culmea să nu mă adresez și românilor. Eu vreau și voturile românilor, fiindcă mă consider un om politic responsabil, care are o viziune pentru această țară, nu numai pentru maghiar. Pentru fiecare om, pentru fiecare cetățean. Nu văd niciun lucru care e de blamat. Haideți să fim serioși. Care este viziunea pe care o aveți pentru România și cu ce ofertă veniți pentru români? Dincolo de atribuțiile constituționale, trebuie să vorbim despre unde suntem și unde vrem să ajungem, ce rol vrem să jucăm în regiune și am spus cele două principii care trebuie cumva și valori aduse, respectul și încrederea. Trebuie câteva priorități
formulate de către președinte interne, pe de-o parte, și în relațiile noastre internaționale. Eu am spus că sunt patru domenii unde președintele trebuie să spună ce crede și ar trebui să împingă societatea în acea direcție. Infrastructură mare, educație, sănătate și relații internaționale. În infrastructură, dacă noi nu vom reuși să facem ceva în domeniul infrastructurii mari, deci nu mă interesează podulețele, feroviară, portul Constanța și autostrăzi, vom pierde pariul în această zonă. În educație, dacă tot spunem că România e educată, dar nu facem nimic, vom pierde, iarăși nu investim în viitor. Acolo trebuie o reformă totală. În 30 de ani, 28 de miniștri, 35 de reforme care nici nu erau reforme, copiii care încep școala la 7 dimineață sunt supraîncărcați, pedagogi, profesori care fac muncă de administrator în loc de profesor, nu avem buget, ne mândrim că am reușit să zugrăvim 75% din toaletele din școli, dar de fapt noi luăm un miliard de la buget și președintele aici poate să fie mult, mult, mult mai implicat, indiferent de ce președinte vorbim. Știu că dumneavoastră și tot așa mai departe. 6% din PIB pentru educație. Da, dar eu am spus și în anii care sunt în urma noastră la dezbaterea bugetului și eu cred că ar trebui să ajungem la 8%, la 9%, nu spun și 12%. Și unde diferență? Unde credeți că este prea mult? Mult, mult, mult. Multă risipă e în această țară, să nu vă faceți griji de unde se poate. Unde? Deci, în primul rând, noi la veniturile bugetare stăm foarte, foarte prost. Acest lucru trebuie schimbat. Trebuie să introduci câteva chestiuni care funcționează în alte țări, casele de marcat online, ca să curăți un pic din economia neagră, din economia gri. Trebuie să mai reduci fiscalitatea și trebuie să faci predictibil tot ce înseamnă politica fiscală. Nu ai voie să introduci nicio schimbare brutală, așa cum s-a întâmplat în anii care au trecut și atunci vei avea venituri bugetare mult mai mari, fiindcă noi aici suntem dezastros. Trebuie să rămânem în competiție în această zonă, în politicile fiscale, ca să atragi investitori, ca să creezi locuri de muncă. Dacă noi am avut această competitivitate în perioada lutăriciană, încet, încet am pierdut, fiindcă am umblat prost la politicile fiscale, inclusiv la cota unică, care nu mai este cota unică. Noi spunem că e cota unică, dar nu. Și așa mai departe, dacă aduci venituri, poți să dai la educație. Dacă schimbi structura bugetului, ai bani și pentru alte domenii importante. Aici, iarăși, sigur, nu președintele face bugetul, nu președintele votează bugetul, dar e bine să știm ce dorește președintele, e bine să știm ce crede despre România, care sunt prioritățile pentru care luptă un președinte în mandatul său de 5 ani de zile. Nu ați că și președinte ați vorbit mai mult? Decât președintele da, actual. Da, deci Băsescu a vorbit prea mult, Ioanis a vorbit prea puțin. Trebuie să ajungi undeva. Da, corect. De ce ați vrea să ajungeți în turul al doilea cu domnul Paleologu? Fiindcă nici el, nici eu, deci noi nu dorim puterea cu orice preț și prin orice mijloc. Deci trebuie să dai puterea acelui om care nu dorește și sunt convins că nici Paleologul nici cu mine nu dorim puterea prin orice preț. Pe de o parte. Pe de altă parte, și el și cu mine aveam o pregătire un pic diferită față de ceilalți candidați. Și avem o abordare mult mai echilibrată. Amândoi credem în această valoare a respectului și amândoi suntem convinși că în educație, dacă nu vei investi, pierzi pariul cu generația tânără și cu viitorul. Deci sunt multe, multe chestiuni comune în gândirea noastră și de aceea am spus că ar fi minunat nu numai să vorbim despre filozofia greacă sau despre Kant în cele două tururi de scrutin, ci pentru faptul că noi, când vorbim despre viitorul societății românești, avem multe subiecte în comun și abordări foarte similare, nu identice, fiindcă nu există abordări identice,
De aceea eu cred că România ar avea nevoie de un astfel de președinte cum e Toader sau cum sunt eu. Eu am o experiență mai mare în politică, el are o experiență mai mare în diplomație. El este profesor, eu nu sunt profesor, dar cred că România ar câștiga cu noi mult mai mult decât va câștiga cu orice alt candidat. Cum ați colaborat cu un guvern care ar face parte USR? Trebuie să respecti votul majorității. Dacă majoritatea va trimite USR-ul în Parlament la anul viitor, trebuie să accepți acest lucru. Dar ca președinte ai multe pârghii prin care poți să modelezi activitatea guvernului și aș folosi de aceste instrumente constituționale și politice. Dacă ne gândim la perioada imediat următoare, nu știu, USR-ul a zis că nu vrea să ajungă la guvernare, vor să ajungă după alegeri. Bun, ok. Un partid, dacă nu își asumă responsabilitatea guvernării sau susținerea unui guvern, dar vrea să rămână în alt guvern, pentru mine este o problemă. Sigur, acolo există mai puțină transparență decât aș vrea eu în politică. Ei nu au clarificat nici până la această oră ideologia lor. Acolo, de la neomarxiști și progresiști și oameni de extremă stângă, sunt până la oameni de dreapta, de toate felurile. Deci e bine să ai o ideologie, e bine să ai un set de valori. Ei încă n-au clarificat aceste chestiuni, nu va fi ușor cu ei. Ei acum au o problemă uriașă. În ce direcție ar trebui să meargă în continuare? Ei se vor lupta cu PNL-ul anul viitor, la alegerile locale, în Transilvania, 100%. Și din această perspectivă se și vede, ei nu sunt foarte apropiați în acest moment. Hai să rămânem. Comunitatea maghiară, e mânșeleu sau dumneavoastră sunteți mai critic cu USR-ul decât cu PNL-ul? Sunt critic cu toți când e ceva de criticat, dar sunt în USR oameni minunați cu care noi am lucrat foarte bine. În comunitatea maghiară, în raport către ce se înclină? Către USR sau către PNL? Aici iarăși nu pot să spun o noutate, că noi vedem pe măsurătorile noastre. Deci nu s-a schimbat volumul celor care votează cu partidele românești în 30 de ani. A fost din 90 și așa. Dar nu se mai votează cu PSD, nu se mai votează cu PNL, nu se mai votează cu PMP. Cei care votează cu partidele românești, tinerii, votează mai degrabă cu USR-ul. Asta s-a schimbat. Asta s-a schimbat. Nu, asta se știe. Nu, păi, da. Da, asta se știe de UDMR. Asta se știe. Dar nu a crescut numărul celor sau procentul celor care sunt activi din punct de vedere politic și votează cu partidele românești. Dacă votează, ar vota cu USR-ul. Mai degrabă cu USR-ul, dar acest lucru a rămas constant. De ce? E o întrebare bună. Nu vreau să dau eu răspunsul, că poate nu știu eu răspunsul, dar se poate căuta. Nu vreau să dau un răspuns, că nu am un răspuns nici pentru mine însumi. Poate că tinerii sau o parte dintre tineri au văzut un USR, ceva ce de fapt nu e USR-ul. Știți, o promisiune mult mai mare, o abordare mai relaxată, mai lejeră, mai puțină încrâncenare. Nu știu, poate trebuie analizat, nu vreau să dau eu un răspuns, dar acest lucru este clar. Volumul a rămas, s-a schimbat în interiorul celor care votează cu partidele românești spre USR. Ultima întrebare din partea mea și aici mă întreb în calitate de președinte al UDMR. În cazul în care se va, după alegerile de anul viitor, va fi nevoie de UDMR să participe pentru o majoritate împreună cu USR și cu PNL, v-ați alătura acestei majorități? În politică, permanent vrei să ajungi la putere, permanent vrei să fii parte din executiv și nu e nimic ciudat, altfel nu faci politică. Dacă găsiți un om politic care spune, doamne, alegeți-mă pe mine, fiindcă nu vreau să guvernez niciodată, vreau să stau în opoziție, căutați un alt om politic sau un alt partid. Noi am spus de foarte multe ori că dacă există condiții și există posibilitatea, noi
putem intra la guvernare. Am intrat de câteva ori, am fost în opoziție de foarte multe ori, am colaborat cu cei care au fost la guvernare de două ori și nu respingem ideea de a intra la guvernare. Dar nu în acest moment, nu în această perioadă. Sigur, nici acum n-aș putea să spun că nu discut. Dacă cineva dorește să discutăm despre o astfel de posibilitate, eu nu resping o discuție, nu am respins niciodată. Întorcând la moțiunea de cenzură, a existat în perioada asta, după criza ALDE, o încercare din partea PSD-ului de îmbunătăți relațiile cu DMR, de a vă atrage? N-au fost discuții substanțiale de niciun fel. Ce înseamnă substanțiale? Au fost totuși. Vi s-au părut neserioase? Nu au fost abordări, hai să vedem. Nu? Deci au zis, haide să nu semnați moțiunea, haide să nu votați moțiunea, dar asta este absolut de înțeles, că cine este la guvernare dorește să păstreze guvernarea, dar n-au fost o informație, n-au fost negocieri. Negocieri n-au fost. N-ați fost din cauza noastră sau a lor? Nu, nici noi n-am căutat, nici ei n-au căutat nicio negociere. Ei n-au căutat, stați pe o știre. N-au căutat, nici negociere nu a existat. Păi vor să cadă de la guvernare? Nu trebuia să fie o negociere dumneavoastră? Cred că unii da, unii vor, unii din PSD. E o știre, păi un pic, adică normal era că UDMR-ul votează. Și întrebare, toate celelalte partide românești, să zicem așa, au anunțat că votează la vedere. Dumneavoastră cum veți vota? Noi niciodată nu votăm la vedere. De ce? Eu am încă, fiindcă votul secret e vot secret, deci totuși nu trebuie să faci și nu trebuie să bagi joc de orice în această lume dacă vrei să pari, măcar să pari un om serios. Când votul este secret, e secret. Eu am încredere totală în colegii mei. Noi când am luat o decizie, indiferent când din 90 până în 2019 și așa va rămâne și în continuare, noi am respectat acea decizie. Deci eu nu trebuie să verific pe colegii mei. Dacă noi luăm hotărârea că vom vota moțiunea, vom vota moțiunea. Nu trebuie să arăt eu bilele. Votul secret trebuie să fie vot secret. Deci nu poți să faci chiar circă, să pui poalele în cap în orice. Ce vrei să demonstrezi? Demonstrezi că nu ai încredere în colegii tăi, cu care după aceea vrei să formezi majoritate. Vrei să și guvernezi. Cum adică? Rămâne să vedem ce se va întâmpla joi și cum va vota. Nu, că eu sunt uimit. Chiar, uimite, pe bune, dar... nu. Chiar nu... N-au încercat PSD-ul negocieri cu noastră, că de și de noastră... Păi negociere ce înseamnă, domnul Cristoiu? Păi nu, chemare serioasă, în sensul următor. Chemare serioasă nu, ce să negociem acum? Nu, păi nu dumneavoastră, cum vă explicați? Nu vor explică secadă? Niciun fel. Ei au încercat, au sunat la colegii mei, doamne, oare nu se poate să nu votați? Au zis nu, atât, decizia așa e luată, dar... Și asta a fost toată discuția. Vă miră, domnișoară. Mă rog. Mă surprinde puțin, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla joi. Domnul Kelemen Hunor, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a sta de vorbă în această seară. Domnul Cristoiu, vă mulțumesc pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară cu o nouă ediție specială. Până atunci, la revedere!